Live! Hei, salutări! Salutări tuturor! Eu sunt Valentina, Valentina Marcu și revin după așa câteva săptămâni la una dintre sesiunile mele preferate, Happy Hour. De ce asta? Pentru că tot timpul aduc invitați și oameni care, cu care împărtășim lucruri care să ne ajute în viața noastră de zi cu zi, lucruri de care eu sunt super interesată de o viață mai bună, de o sănătate mai bună, de absolut lucruri de genul acesta. Și de la Happy Hour, pentru că aduc oameni fericiți și că oameni care să transmită mai departe starea de bine. În primul rând vreau să vă salut pe toți. Eu vă salut astăzi din Timișoara. Din păcate, seara o situație tehnică nu ne-a lăsat să ne vedem, așa că astăzi revenim și revenim cu Atena, care și ea ne salută din București, din câte știu. Salutări! Da, din București. Salutări! Este o întâlnire astă seară care eu sunt super curioasă pentru că de foarte mult timp am început să fiu foarte conștientă de ceea ce mă hrănesc, de ceea ce mănânc și sincer se vede la starea de bine, la starea mea, de la energia mea, se vede la absolut la tot ceea ce fac în fiecare zi. Și atunci sunt foarte interesată de partea asta de ce mănânci, cum mănânci, de cum ai grijă, de cât de conștient ești de lucrurile pe care le aduci ca și nutriție, ca și alimente. Și de ceva timp mă pasionează foarte tare să aflu mai mult despre partea aceasta de a mânca vegan. Și cum eram eu curioasă, am zis de ce să nu împărtășesc cu toată lumea, pentru că poate mai sunt și alte persoane ca și mine, curioase de cum ar fi un proces de genul acesta, pentru că nu se întâmplă peste noapte să treci de la o alimentație, cum știm noi, bogată în grăsimi și în carne și lucruri de genul acesta la una mult mai sănătoasă. Salutări, Maria! Chiar vă întreb pe voi de unde ne salutați. Chiar sunt foarte curioasă din ce colț al țării sau din ce colț al lumii intrați. Pentru că eu sunt fascinată de tehnologia asta care ne pune în contact de peste tot din lume, de aceea sunt foarte curioasă din ce colț al lumii astea ne salutați. Și cum o spuneam eu, cum sunt foarte interesată de tot procesul, ceau Lidia, te pup și eu, bună seara, cum sunt foarte interesată de tot procesul ăsta, cum să treci și cum să ai grijă și cum să te duci, pentru că este o chestie de autoeducare a simțurilor, a gusturilor, a tuturor lucrurilor astea, care nu este ușoară pentru că deja astea sunt foarte bine imprimate. Ceau Miara din Cipru, salutări, ce dorme de Cipru, de mare, de soare, ok? Este foarte important să ai partea asta în care să te autoeduci, pentru că noi avem niște lucruri imprimate acolo foarte bine în creier și un întreg proces. De aceea am invitat-o pe Atena, care este foarte pasionată de partea asta de natural, de mâncat natural, de vegan, ro-vegan, și o să ne vorbească ea mai mult despre partea asta, ce a însemnat acest proces și dacă cineva se gândește ca și mine, ok, cum este acest proces, ce înseamnă partea asta, ce beneficii fantastice ai în adoptând un astfel de stil de viață, astăzi seară la Atena, chiar puteți să puneți întrebări, uite, din București, salutări din București, uite, din Portugalia, Andreea, ce fain, super fain. Atena, în primul rând îți mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp să vii și îți mulțumesc foarte mult că împărtășesc cu noi, pentru că, sincer, experiențele altor persoane pe noi ne îmbogățesc, pentru că în felul acesta aflăm și noi și înțelegem acest proces care, așa cum știu și așa cum și eu încerc să-l am, nu e un proces ușor, dar este un proces super benefic. Ok, între ceva care știi conștient că te-ți aduce bine și ceva care știi că conștient că îți place ca și gust și ne place să mâncăm și eu sunt o gurmandă, sunt lucruri care în mintea noastră de multe ori se zbat așa și cum să trecem peste lucrurile astea, pentru că tu ai trecut prin tot acest proces, prin toată această experiență și vreau să te întrebăm în primul rând să ne spui cine este Atena și să ne spui câteva cuvinte despre tine, să ne povestești puțin despre tine, să te cunoaștem mai mult și apoi o să vorbim despre ceea ce tu ești, despre stilul de viață pe care tu îl promovezi foarte mult. Salutare tuturor! Sunt Atena Negrescu și pe lângă rolurile pe care le am de mamă, de soție, de fiică, de soră, sunt o mare iubitoare de natură
și sunt foarte pasionată de partea asta de nutriție de 10 ani de zile și am crezut la început că e doar pentru mine, că fac acest lucru doar pentru mine și de ceva timp mi-am dat seama că a venit vremea să dau mai departe tot ce am învățat eu în acest timp și îmi doresc să am o contribuție în această lume. Și misiunea mea în această viață este să ajut oamenii să se ajute pe ei înșiși și vreau să fac asta cu ajut prin educație. Vreau să educ oamenii și să-i ajut să se reîntoarcă la natură. Fantastic pe partea asta și cred că simțim din ce în ce mai mult în perioada asta partea cea de a ne întoarce la bază, cum s-ar zice, și să ne uităm mult mai adânc în lucrurile, pentru că parcă înainte devenisem superficial și vedem totul pe fugă și superficial, așa că o reîntoarcere la natură e super, super binevenită. Spune-ne puțin despre partea asta de hrană vie. De ce partea asta și ce beneficii fantastice ai descoperit tu și de ce este partea care tu o promovezi fantastic de mult? Cum ai ajuns tu să ajungi la acest proces? Acum 10 ani am început acest proces. Chiar am început acest proces, eram destul de... aveam destul de multe probleme de sănătate. Aș putea să zic unele dintre ele, pe partea de... îmi cădea foarte rău părul. Aveam foarte multe probleme hormonale. Aveam dureri de cap, amețeli. Aveam psoriazis, nu știu dacă știi ce e aia. Te scarpi până ți-ai piele. Am avut ani de zile psoriazis. Și aveam și foarte multe probleme pe partea asta emoțională. Mâncam pe planul ăsta emoțional. Și mi-am dat seama că a venit vremea să fac o schimbare și să-mi iau responsabilitatea asta asupra sănătății mele. Și am început și mai mult decât atât, de la 14 ani până la 30 și ceva de ani, toată viața mea a fost o cură de slăbire. Deci am fost continuu în cură de slăbire. Pentru că mâncam, mă îngrășam, slăbeam, pentru că țineam cură de slăbire, apoi iar reveneam. Numai așa, până am zis stop. Și de fapt am început acest stil de viață cu o cură de slăbire. Nu știu dacă știți, am ținut Duncanul. Duncanul este cu carne, ouă, produse lactate, exact ce nu mai mănânc eu acum, pește. Și l-am ținut, cred că o lună, două, și deși slăbisem, mă simțeam oribil. Pielea mi se umpluse de acnee, pielea mirosea și nu mă simțeam bine, eram lipsită de energie. Și atunci a fost pentru prima dată când am căutat pe internet să văd carnea, e chiar atât de bună, pentru că mâncam foarte multă carne. Și atunci mi-am pus întrebările astea și mi-am dat seama că nu e chiar atât de bună carnea. Și m-am făcut vegetarian, am devenit vegetariană, încă mâncam ouă, lapte, așa. La carne cred că am renunțat aproape peste noapte, foarte rapid. Mi-am zis renunț la carne și la revedere. Dar procesul ăsta de renunțat la ouă, lapte, brânză, unt, smântână, mi-a luat vreo 3 ani de zile să renunț la asta, pentru că după aceea mi-am dorit să devin vegană. Deci n-a fost ușor, pentru că gândiți-vă că în înghețat există lapte, în dulciuri, trebuie să le excluzi pe toate. Și am devenit după 3 ani de zile vegană și apoi mi-am dorit și mai mult. Am auzit de stilul ăsta de viață rău vegan, am citit prima dată de institutul de la care eu studiez și atunci mi-am zis că îmi doresc foarte mult să ajung în locul ăla. Încă n-am ajuns acum cu pandemia, dar aștept să treacă pandemia ca să ajung acolo și am învățat de la ei. Am studiat zeci de mii de conferințe, am ascultat sute de mii de ore și am aplicat. Și am început să mă simt din ce în ce mai bine. Și diferența de la un stil de viață vegan la un stil de viață rău vegan cu hrană vie a fost de la noapte la zi. Deci alimentele astea vii, atunci când am început să consum alimentele vii, am atins o stare de sănătate care nu mi era cunoscută, pe care n-am mai avut-o niciodată și n-am crezut că o să am vreodată o stare așa de sănătate. Și mi-am dat seama că sunt pe drumul cel bun și am continuat și am luat decizia, deci la mine este luată decizia pe viață, eu voi fi rău vegană pe viață, adică nu mai gust nimic gătit. Și... Da, te ascult, Milentina.
Și în perioada asta de trecere, deci dacă, ok, fără carne a fost ușor, dar apoi să treci către vegan și rău vegan, ce provocări au fost? Adică tentațiile cei din jur, adică, Doamne, n-ai mai ieșit, n-ai mai te-ai întâlnit cu cei cunoscuți, adică mă gândesc că sunt o grămadă de tentații. Da. Asta Nu tentații. a fost simplu, am căzut de sute de ori. Din prima clipă, de când am aflat de alimentația rău vegană, mi-am dorit să devin rău vegană și îmi propuneam. Ăsta era scopul meu, să devin rău vegană. Și poate eram 7 luni și după 7 luni mâncam ciocolată cu tot felul de. Deci, cred că am picat de 100 de ori, cel puțin de 100 de ori. Tot timpul mă întorceam, tot timpul mă întorceam, până când am fost pregătită. Deci chiar am fost pregătită și am putut să iau decizia asta. Dar nu a fost ușor. Deci chiar n-a fost ușor să mănânci doar crud. Și oamenii, da, te privesc ciudat, acum nu mai mă deranjează. La început ești puțin exclus, adică nu mănânci nici la nunți, n-ai ce să mănânci. Când mergi la nunți. Dacă mergi undeva și eu cum călătoream și încercam să merg undeva, te opresc să mănânci ceva într-o benzinărie, repede să iei un sandwich și nici măcar nu este sandwich fără carne, adică nici măcar atâta, înapoi să găsești ceva pentru un vegan, o vegan, lucruri de genul. Da, acum îmi este foarte simplu. Deci a devenit atât de simplu. Știi cum e cu obiceiurile? Prima dată, obiceiurile astea noi ni le facem și apoi ele ne formează pe noi. Și mi-e atât de ușor pentru că a devenit obicei și mi-e ușor acum. Adică, nu știu, eu în general, atunci când mănânci crud, nu prea trebuie să gătești. Eu prepar în 5-10 minute maxim totul. Eu nu stau să pierd boală. Timpul care îl petreceai la gătit. Exact. Îmi ia timp doar sucurile. Sucurile îți iau mai mult timp, că trebuie să spăl un storcător. Dar gândiți-vă că ca să faci o oală de samale poate stai 4 ore. Pentru mine timpul atât de prețios că n-asta, că mă gândesc că pierdul ăla distruge mâncarea. N-asta să-mi distrug mâncarea 4 ore. Nu. Acum a devenit foarte ușor. Oamenii m-au acceptat așa cum sunt și au dat seama că nu mai am remediu, că. Și mi-e ușor. Când ies cu cineva, ies și la restaurant, mănânc o salată. Cer o salată și mănânc o salată. Și, în general, mănânc acasă sau îmi iau ceva cu mine. A devenit simplu. Pot să plec la munte, pot să plec la mare, pot să plec oriunde, că pot să mănânc doar hrană vie. Nu mai e atât de greu cum a fost. Cum te simți acum? Din punct de energie, de sănătate, de partea asta? Mă simt total diferit decât mă simțeam acum 10 ani când am început, pentru că am reușit să-mi vindec toate problemele acelea pe care vi le-am zis, fără să merg la doctor. Deci eu singură am pus în aplicare tot ce am învățat. Eu singură acasă, la mine, fără să iau medicamente, fără niciun medicament. Absolut, corpul meu a revenit la normal. Și parcă din contră. Acum simt parcă încep să întineresc în loc să îmbătrânesc. Ăsta e și scopul, că aș vrea să întârzi îmbătrânirea prematură. Ăsta e scopul meu acum. Și din cauza că m-am apropiat foarte mult de natură, am început să văd perfecțiunea, valoarea, frumusețea fiecărei pietricele, fiecărei flori, fiecărei buruieni, să mă bucur de viață altfel. Parcă mintea s-a schimbat, gândurile s-au schimbat, nivelul de conștiință s-a schimbat, totul se schimbă. Focusul tău, pentru că îți ajută foarte mult altfel să gândești și altfel energia, vibe-ul tău este total altul. Super fain pe partea asta. În perioada asta de proces, a fost o luptă foarte mult, pentru că cred că cel mai tare luptăm foarte mult cu credințele noastre, cu ceea ce nouă ni s-a imprimat, cu lucrurile de genul acesta. Ce ai observat tu cu tine? Pentru că e interesant că este un proces în care tu cu tine foarte mult lucrezi în perioada asta, în care îți schimbi obiceiurile. Pentru că, sincer, noi suntem atât de imprimați în obiceiuri, suntem atât de imprimați în chestiile astea de credințe și tot, încât parcă de multe ori nici nu ne punem întrebarea care e de fapt adevărul, pentru că așa o ținem și nici măcar nu punem în balanță sau să întrebăm, ok, oare asta este calea sau cum este mai bine? Ce ai observat în perioada asta cu tine, în transformarea asta? Am avut încredere în procesul ăsta. Am avut încredere că sunt pe drumul cel bun.
Ce s-a schimbat la mine? S-a schimbat, am început să mă bucur de gustul alimentelor așa cum sunt, pentru că mâncarea asta gătită și ultra rafinată, și ultra așa fast food-ul, ne stimulează foarte mult papilele gustative. Și din cauza asta mi-a fost foarte greu, pentru că și mâncarea gătită ne dă dependență și am observat că aveam dependența asta și atunci când mâncam mâncare gătită eram atât de stimulată, îmi stimulam atât de mult papilele gustative că nu mai îmi plăcea cea crudă, pentru că e total diferit ca și gust. Și mi-am dat seama că ce m-am bucurat foarte mult e că n-am renunțat, că m-am gândit de multe ori, că mi-am pus de atâtea ori obiectivul ăsta și nu. M-am bucurat că nu am renunțat și că am reușit până la urmă. Acum știu că nu mă voi întoarce niciodată la mâncarea gătită și poate mulți dintre cei care ne ascultă o să zică că sunt extremistă, dar gândiți-vă așa. Sunt 8.700.000 de ființe, de vietăți pe planeta Pământ. Toate în natură ele mănâncă hrana așa cum o găsesc. Vie, exact, nimeni nu gătește mâncarea. Animalele nu gătesc mâncare, tocmai din cauza că ele nici nu merg la doctor, pentru că ele nu gătesc. Focul nu adaugă nimic, doar distruge. Eu dacă iau o carte și o pun pe foc, o distruge, nu-i adaugă nimic. La fel se întâmplă și cu hrana noastră. Omul este singura specie care a ales să își gătească hrana și nu adaugă nimic. De fapt, el o degradează în felul ăsta și distruge nutrienții. Interesant partea asta, pentru că ți-am zis, venim cu niște credințe, venim cu niște gusturi setate deja. Chiar sunt curioasă astăzi ce ai servit astăzi la masă, ca să luăm așa. Cât a durat să prepari? Să-ți prepari astăzi prânzul Cinci sau? minute, nu mai mult. 5 minute mi-a, credeți-mă. Lua suc, dar depinde de suc. Adică dacă îmi fac 1 litru de suc, poate să-mi ia 10-15 minute și apoi să spăl storcătorul. Dar foarte puțin. Am băut suc de grâu dimineață, apoi am băut apă cu lămâie și cu piper cayenne, asta e foarte bun pentru detoxifiere. Și am mâncat 2 avocado cu ceapă, cu vlăstar de floarea soarelui, vlăstar de mazăre, și am mâncat puțin mai pe seară o felie, 2 de pepene galben. Asta e tot și nu cred că mai am nevoie de altceva. Adică am început să mănânc foarte și mai puțin, nu mai are nevoie corpul de atâta. Nu mai mănânc pe partea emoțională, nu mai. Greutatea mea s-a stabilizat singură, nu mai țin cure de slăbire, nu. Dar doar cu ajutorul hranei vii am reușit să ajung aici. Nu am reușit în niciun fel să nu mai țin cură de slăbire. De unde ți-ai câștigat tu cu ai și sera, ai și lucrurile astea? Chiar aș vrea să ne spui puțin pe partea asta și cum putem comanda și noi, pentru că tu cultivi partea asta de iarbă, de grâu și spune-ne puțin mai multe despre ceea ce tu oferi celorlalți, pentru că da, ai început să promovezi foarte mult stilul ăsta de viață, dar și ofer, pentru că, sincer, mi-am dat aminte că stăteam în state, ok, e mai ușor, acolo sunt mult mai deschiși și partea asta sunt foarte mulți care deja duc, conștientizează, chiar că sunt mulți care sunt pe fast food, dar sunt și mulți care conștientizează stilul ăsta de a mânca sănătos, vegan și ro-vegan. În România un pic e mai dificil să-ți găsești pe partea asta. Spune-ne tu ce oferi. Da. Ce vreau să le spun oamenilor e că nu e suficient, dacă mănânci hrană vie, nu e suficient decât fructe și legume. Nu este suficient. Avem nevoie de fructe, de legume, de semințe, de nuci, avem nevoie de vlăstari, de germeni, avem nevoie de spirulină, de clorela, de alge, partea asta de alge, avem nevoie de suc de iarbă, de grâu. Toate astea sunt necesare. Eu n-am ajuns la sănătatea asta doar dacă nu ajungeam aici dacă mâncam doar fructe și legume. Este imposibil. Și acum 10 ani, când am descoperit stilul ăsta de viață, am început să cresc pentru mine. Doar pentru mine am crescut timp de 6 ani de zile vlăstari de floarea soarelui, de mazăre, tot felul de germeni, iarbă de grâu. Și nu m-am gândit niciodată să dau mai departe, nici nu aveam timp în perioada aceea. Și oamenii îmi tot cereau, îmi spuneau că vor să le cresc și lor. Și apoi a venit fetița mea pe lume
Și mi-am dat seama că n-am să mă mai întorc la jobul ăla, că vreau să rămân acasă, să am grijă de ea. Și apoi mi-am zis, am nevoie să fac ceva cu pasiunea mea, din pasiunea mea. Și atunci am început să le dau și celorlalți și apoi m-am mutat ca să-mi fac o seră și mi-am făcut o seră și aici cresc iarbă de grâu, iarbă de ors, vlăstar de floarea soarelui și tot felul de germeni. Cam 80% din alimentația mea e din ce produc eu. Pentru că, da, pentru că alimentele de supermarket sunt culese cu săptămâni înainte. Li se scurge toată energia aceea care ar trebui, pentru că alimentul în momentul în care o legumă sau o fructă, în momentul în care ai cules-o, începe să piardă energie. Cel mai important lucru în aliment este energia, lumina aceea pe care o are. Și aia se pierde, se pierde, se pierde. Și când ajunge la noi, vă dați seama. Și e total diferit când ai toate astea și mai ales că iarba de grâu, vlăstare, sunt de aproape 30 de ori mai bogate decât orice legumă bio culeasă din momentul ăsta din grădină. Și am început să le dau și celorlalți și acum asta fac. Vreau să ajut cât mai mult oamenii pe partea asta să fie sănătoși, să ajute ei, pentru că nimeni nu ne vindecă. Nu ne vindecă nici medicul, nimeni. Fiecare se vindecă pe el. Eu nu pot să vindec pe nimeni, tu nu poți să. Eu mă vindec pe mine, tu te vindeci pe tine. Fiecare poate cineva să te ghideze, dar nimeni nu o să facă treaba în locul tău. Ce avem nevoie să facem noi toate lucrurile astea. Și ăsta e scopul, să ajut oamenii pe partea asta cu iarbă de grâu și germeni și vlăstari și vreau să-i ajut pe partea de educare, vreau să înțeleagă care e hrana potrivită pentru noi oamenii. Ok, deci găsim pe pagina ta și găsim mai multe despre unde avem de unde putem să ne comandăm partea asta, pentru că eu te-am văzut și așa cred că am remarcat, eu fiind adepta sucurilor verzi și fiind adepta unui suc verde pe zi, pentru că am înțeles și simt foarte mult schimbarea de când consum partea asta și știu că foarte mulți care recomandă, care chiar au succes, oameni care chiar au grijă și conștientizează sănătatea lor, includ un suc verde pe zi în alimentație și așa am observat. Zine și tu despre beneficiile unui suc verde, pentru că poate nu suntem obișnuiți, poate nu am gustul, nu este pe plac, pentru că, sincer, pentru mine impactul când am văzut prima dată, zis, oh my God, nu dacă să mă obișnuiesc cu așa ceva vreodată, până m-am obișnuit. Spune-mi tu despre partea asta, despre beneficiile unui suc verde. Sucul verde, din punctul meu de vedere, este cel mai important. Cel mai important aliment pe care putem să-l includem în alimentația noastră. Nu există zi în care eu să nu beau un litru, 2 litri de suc verde. Pentru mine e mai important sucul decât mâncare. Pentru că sucul ce face vine cu nutrienți, dar sucul nu are nevoie de energie ca să fie digerat. Și energia care s-ar duce spre digestie se duce spre vitecare, pentru că nu există fibră acolo. Sucul este pe primul loc și mai ales că conține clorofilă. Clorofila este sângele plantei și sângele plantei are aproape aceeași structură moleculară cu sângele nostru. Și în momentul în care intră în corpul nostru, se transformă în sânge și așa ne regenerăm sângele. Și atunci când bem suc verde, e ca și cum am expune fiecare celulă din corpul nostru la soare. De fapt, noi suntem ființe de lumină. Noi suntem lumină, de fapt, și avem nevoie să aducem energia soarelui, lumina soarelui în corpul nostru. Și cu cât aducem mai multă lumină în corpul nostru, cu atât suntem mai sănătoși. Super fain, ai spus-o. Super fain și mulțumesc mult de tot. O întrebare mai am, pentru că avem senzația că un astfel de stil de viață îl descoperim adulții, majoritatea datorită unei situații de sănătate și atunci conștientizăm cât de importantă este sănătatea, dar de fapt până la urmă îți dai seama că partea de sănătate trebuie să o menții zi de zi și că asta este o răspundere noastră zi de zi. Avem senzația că numai adulții suntem sau că cei când, ți-am zis, ni se întâmplă ceva, atunci conștientizăm, când avem un turning point, un punct din ăsta de cotitură, atunci ne gândim la partea de sănătate și ce să fac mai bine pentru sănătate. Dar tu știu că ai o fetiță. Da. Întrebarea mea este, Atena, pentru cum a impactat stilul tău de viață?
Pentru că asta este primul lucru care îl simt cei din jurul nostru. Când noi ne schimbăm stilul de viață, și eu cum mi-am schimbat stilul de viață și am devenit cu mai puțină carne, cu partea asta, instant am impactat pe soțul meu, instant îți impactezi familia. Cum am impactat pe cei dragi? Cum este fica ta? Ea, ce stil de viață are? În momentul în care ea a venit pe lume, eu eram deja vegană, am fost vegană în timpul sarcinii, am avut o sarcină perfectă, n-am avut nicio problemă. Ea a fost vegană și este vegană, n-a gustat în viața ei carne, nici nu vrea să guste. Dacă există carne undeva pe masă, dacă mergem la cineva acasă, ea nici nu se uită, e ca și cum ar fi invizibilă carne. Nu vede, pur și simplu, nu contează ce e, ea nu se uită și mi-a zis, mami, eu nu o să mănânc niciodată carne. Este perfect, sănătoasă, nu a văzut niciodată medicul, n-a luat pastile niciodată. Eu sunt medicul ei, eu sunt medicul meu, sunt medicul ei, sunt medicul soțului meu. Și este perfect sănătoasă, deci n-a văzut niciodată carne. Mănâncă doar alimente vegane. Nu este rău vegană pentru că îi place mâncare gătită și nu pot să-i impun aici. Facem excepții dacă mergem la o zi de naștere și acolo se servește un tort care nu e vegan. O las acum, la vârsta asta, să mănânce. Până la vreo 3-4 ani mergeam cu tort rău vegan de acasă. Dar acum deja e mare și nu vreau să se simtă în niciun fel. Și zic, ok, facem o excepție acum, mănânci o felie de tort. Nu e vegan, nu e, dar e ok. Ca să se simtă și ea parte din... să se simtă ok cu ceilalți. Cred că Da. lucrul ăsta este un lucru care, peste care e important să trecem, peste faptul că suntem diferiți nu înseamnă că trebuie să suntem excluși sau ceva. Adică n-am avut o problemă în momentul în care am început să-mi schimb stilul meu de viață, să observ că ok, suntem la fel, dar fiecare are alte preferințe. Deci nu are nicio treabă și cei mici, uite, sunt super bine cu un stil de viață sănătos și ce fain este pentru că de mică înțelege modul ei și conștientizează modul de hrană pentru a-și menține sănătatea. Ok, eu îți mulțumesc foarte, foarte, foarte mult, Atena. Îți mulțumesc mult de tot că ai împărtășit cu noi experiența ta și că împărtășești cu noi care a fost un proces și lucrul ăsta trebuie să-l înțelegem toți pentru că picăm foarte mult înapoi în acele ispite și este normal, adică nu poți să schimbi. Am observat și asta este un lucru pe care foarte mult îl spun. Nu încerca de pe o zi pe alta pentru că sau avem chestia gata, în 3 zile fac asta. Nu, este un proces și trebuie să te angajezi. Că este madura, doar este foarte important să te gândești care ți-e obiectivul, ce dorești cu adevărat să conștientizezi, ce ți-aduce bun în viața ta și asta să înțelegi că da, ok, energia pe care o primești prin o sănătate mai bună e senzațională, e fantastic, adică să te bucuri de o viață cu energie mai multă, cu energie mai bună este total altceva. Îți mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. Abia aștept să ne mai povestești pentru că știu că o să ne mai, pentru că tu mergi în direcția asta și vrei să spui tuturor și să ne provoci mai mult la partea de sănătate prin hrană vie. Uite-vă și pe Georgeta din Florida. Oi, salutări! Sau bună dimineața! Da, cred că la ei e încă prânzul. Bun, uite și pe Lavi, te salutăm. Ok, mulțumim mult, Atena, mulțumesc mult tuturor. Sper că vă ajută partea asta în care să înțelegem că absolut tot ce schimbare de obicei este un proces în care trebuie să ne angajăm, adică nu se va întâmpla pe o zi pe alta. Bun, mulțumesc mult! Gândiți-vă la obiectivul care l-aveți, fiți sănătoși, mențineți-vă sănătatea, fiți tot timpul dornici de a avea sănătate și o energie mai bună, pentru că în felul ăsta putem să dăm și celorlalți din jur. Mulțumesc mult, Adela, te pup! Mă pup pe tot, o Ciao. seară excelentă și un uite minunat să avem! Ciao! Ciao! Ciao.